Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci, pe de altă parte, chiar nu vi se pare că lucrurile se strică mai repede? Ba da, totul se strică mai repede. Ar fi normal să se strice? E că pe vremuri îți luai o mașină de spălat și te ținea... Da, domnule, așa e. Jumătate de viață măcar. Pe bune. Acum ți iei o mașină de spălat, cât e garanția? 3 ani, la 3 ani și 2 luni? Eu am mașină de spălat de când m-am mutat, de are 11 ani. Păi da, deci pe vremuri. Trebuie să dai niște bani în plus ca să țină atâta. Și bani în plus, că totul e scump. Mi se pare că oricum dai bani în plus. Da, da, întotdeauna. Adică eu, de exemplu, când mi-am cumpărat electrocasnice în casă, am făcut foarte multă cercetare pe internet. Și am luat modele care au fost ceva mai scumpe, dar uite, până acum, buttonless, să nu am inundație, nu mi s-a stricat nimic. Da, absolut nimic. Dar tu le și repari, cum ai reparat aerul condiționat. Acolo am un necaz în care nu se găsește turbină de aer. Trebuie să schimbi. Nu nimic, mai faci o cercetare și găsești încă una ca lumea. Și mașinile, adică bun, că mașina de spălat, la mine s-a ars pompa de nu știu ce. La un moment dat s-a stricat pompa de nu știu ce și am chemat, au venit doi meseriași, au înlocuit pompa. Și am întrebat, și asta cât ține? Păi ce, cam tot așa, vreo 3 ani ține. Deci, că am cumpărat, astea sunt consumabile. Păi zice, da, domnul, dar știți că așa se fac acum. Și am văzut o postare a unui domn, un inginer român, Paul Danci, lucrează la Mercedes-Benz. Mm-hmm. Și mă rog, vorbește lumea despre asta, e pe Adevărul. A explicat într-o postare de pe Facebook de ce nu se mai fac mașini așa cum se făceau și acum mașinile sunt programate sau o să fie programate să țină 7, 10, 11, 12 ani. Și el spune așa că nu e o părere, nu doar ni se pare că se strică mai repede. Sunt lucruri obiective care determină durata scurtă de viață a unor obiecte. Cum ar fi? Dă o listă de motive, dar el spune câteva. Acum, mașinile se construiesc pe niște reglementări foarte stricte. Înainte, fiecare companie construia... Cu treaba lui, da. Și zice, normele de poluare, de exemplu, sunt tot mai stricte. Mașinile mai vechi poluează mai mult. Cei care fac legislația vor să scape cât mai repede de mașinile considerate vechi. Ca atare, mașina veche va fi tot mai tânără. Dacă în 2022 o mașină veche este considerată o mașină care are 20 de ani, acum, cred că Daniel e vorba lui Luca, știi? În viitor va fi veche va fi 7-12 ani. Alt argument. Multe mașini care se produc astăzi au în spate servicii software în cloud, care sunt folosite să trimită, mă rog, date. Va fi ineficient și costisitor pentru firmele de mașini să mențină în funcție aceste servicii din cloud pentru 20-30 de ani. O durată de 7-12 ani ar putea fi acceptabilă. E cum e cu jocurile pe calculator. Jocurile de acum 10 ani, de exemplu, nu mai pot fi rulate pe computerele de azi. Nu mai merge, nu le mai... Sau, asta e foarte tare, zice așa, mașinile vor migra spre conceptul de serviciu. Va fi foarte costisitor în viitor, să zicem 12 ani de acum, să întreții o mașină care are în spate servicii, ce trebuie să asigure, date, securitate și așa mai departe. Este ca un telefon. Trebuie să-i actualizezi în permanență software-ul. Și zice, pe lângă costurile de achiziție și costurile de reparație, vor trebui plătite tot felul de abonamente, pentru că mașina e conectată și trebuie întreținută, nu doar mecanică. În concluzie, mașinile produse începând cu 2022-2023 vor avea o durată de viață de aproximativ 7-12 ani. Și întrebare către voi, dimineața asta, nu vi se pare că lucrurile se strică mai repede? Ați pățit-o să se strice obiecte despre care credeați că o să țină mult mai mult decât au ținut? Ce s-a întâmplat în momentul ăla? Mai puteți să le reparați? Asta e o altă problemă. Bă, nu se pot repara lucruri. Da, sunt servisuri. Da, nu ai unde să le repari. Practic le înlocuiești. Am un caz, o să punem pe Facebook, că m-am enervat și am filmat. Am venit la radio cu o lampă stricată, pe care trebuie să o arunc. O lampă, ce e asta, mă? O veioză. O lampă de birou. Care a costat... A costat 349 de lei. Mult. Solidă, frumoasă, nu știu ce. Are un sistem, se pornește dintr-un întrerupător acționat cu o sfăricică. S-a rupt sfăricica. Și când s-a rupt sfăricica, a zis să-i înlocuiesc sfăricica. Ce poate să fie? Băi, e o sfoară de o palmă. Nu poți să-i faci un nod? Băi, nu se poate. Nu că s-a rupt din interior. Nu că s-a rupt din mecanism interior. Din interior. Nu se poate înlocui sfăricica. Nu există. M-am dus la comerciant cu lampa. Nu vă supărați. Pe bune, arunc obiectul pentru se poate repara? Nu se poate, capsula. Ai vorbit cu casierul sau mai sus? Nu, au venit oamenii. Specialiști. Au venit meseriașii, specialiștii. Am așteptat jumătate de oră. Da. Bun. Deci 0372069599. Ați pățit să vi se strice obiecte care nu trebuiau să se strice?
V-ați dus la service vreodată? Cum le înlocuiți? Ce ați făcut? Dacă aveți povești personale, dacă ați pățit-o, ziceți-ne. Da, sunt multe obiecte scumpe. Uite cum sunt acum, de exemplu, că toată lumea are căști astea wireless, fără fir. Da? Alea, odată ce s-a terminat bateria, îl are și un, aia e normal, că un e un consumabil, da? Nu mai poate fi schimbată, le arunci, dar alea costă o grămadă de bani de la anumiți producători. Dar e valabil și la telefoane. Eu am senzația că... La telefoane poți să înlocuiești bateria. La telefon poți să schimbi bateria. Păi da, da, apropo de îmbunătățirea software-ului și schimbi sistemul de operare, că a venit o versiune nouă și așa mai departe, senzația mea e că fac ceva astfel încât să-ți rupă inclusiv bateria. Bun. E și asta o variantă. Dar uite, aia cu display-ul la telefon e valabilă, știi? Că display-ul întotdeauna este atât de scump încât mai bine schimbi telefonul decât să schimbi ecranul în caz că se întâmplă ceva cu el. Hai, ce întrebăm? Că am fost confuz, am vorbit mult și nu înțelege lumea. 0372069599. Da? Deci, se strică mai repede lucrurile. Vi s-a întâmplat să vi se strice ceva, o mașină, un ceva scump, mai repede decât vă așteptați? Și cum vi s-a explicat? Să nu mai poată fi reparat. Da, ce povești aveți? Ce experiență aveți? Vedeți că filmulețul cu lampa despre care am vorbit mai devreme e pus pe Facebook, pe pagina noastră. Da? Și pe pagina mea. Peste tot lampă. Vrei să-l puși la tine? Toate apropo de discuția de mai devreme, că se strică lucrurile, nu mai rezistă în timp și așa mai departe, uite, Nicu din Brașov are explicația pentru tot ce ni se întâmplă. Tot a început cu ciorapii supraelastici fabricați în America. Fiind aproape indestructibil, a scăzut vânzarea și așa s-a ajuns la ciorapii la care se duce firul și trebuie să cumpere alții. Asta s-a adaptat la toate produsele. Ce tare! Nu cred, deci, dar e interesant. Deci de la ciorapii ni se trage. Știți. Deci acum ați degetele prin ciorapi că nu mai sunt supraelastici? Asta. De acolo a pornit. Avem mesaj, avem telefon, hai să începem cu ceva mesaj. Bună dimineața, băieți! Eu am o experiență ca și voi cu mașina de spălat, care s-a stricat exact după ce s-a terminat garanția. Asta e altă chestie. La 2 ani și o zi. Da. Și mai am una foarte tare. Lucrez în agricultură și o firmă care producea echipamente de erbicidat, Rau se numea, deoarece a făcut echipamentele atât de bine și de bune și puse la punct, au dat faliment în câțiva ani că nu au făcut mentenanță și nu au schimbat piese la el. Da. Gaz real. Valid din Călăraș. Corect. Da. Da. Asta e o problemă asta. Asta cu obiectele care se strică imediat după ce se termină garanția este altă poveste. Bă, este atât de enervant. Am avut și eu. Da. Nu cred că e cineva care să nu fi pățit în ultimii ani. Deci am pățit-o la o mașină, automobil. Și după 2 ani, că atâta era garanția cu tot ce așa, a căzut clima. Nu vreau să vă spun ce înseamnă asta. Și vara. Da. Adică, da, mă rog, a trebuit să o faceți de seamă, să plătești o gașcă de bani pentru asta. Bună dimineața, băieți. Soția mea și-a cumpărat un telefon, telefon foarte bun. La momentul respectiv. A costat undeva la 5.000 și ceva, aproape 6.000 de lei. L-a cumpărat cash. La fix 2 ani a întrerupt, n-a mai funcționat. Deci nu mai poate iniția apelul, nu mai poate primi apelul. Noi de câteva luni vorbim pe WhatsApp. Prin semne. Asta atunci când e acasă și are wireless, că altfel prin, când e în oraș nu are nici semnal în internet. Dar zici sincer, nici nu te-ai... A încercat, a schimbat cartela de vreo 2 ori, s-a portat la rețea, deci tot degeaba. Cred că e pe principiu cine a avut 5-6.000 de lei stea pe telefon odată, mai are odată, nu? Auzi, i-ai soții un porumbel. Eu zic, sincer, nici nu te-ai străduit să repar prea tare telefonul ăsta. Mi-aduce aminte, a răgușit odată Ione. Nu mai avea voce. Și m-a rugat, mi-a scris, hai să sunăm pe doctorul, nu știu care, l-a sunat, medic Morelinski, chestii... Așa. Zic, domnule doctor, soția nu mai are. Și zice, rezolvăm, nicio problemă, dar sunteți sigur? Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Neața, bună, domnilor! Neața. Bună. Ce s-a stricat? Ce lucruri mi s-au stricat? Problema, că e o istorie mai lungă. Nu putem lung, putem scurt. Scurt. Dar mi-o plăcut. Desfac absolut orice, la vreo 10 ani am desfăcut prima dată televizorul și acum încerc să repar tot ce prind, de la telefoane, aparate de cafea, pompe submersibile, tot ce prind, mașina inclusiv, mașinile eu mi le repar, că
am săturat de meșteri. Ești tare dacă poți să repari o mașină. Acum totul se face, păi... ai văzut cum se face. Îl pun calculatorul pe mașină, văd ce piese nu funcționează și le înlocuiesc, nu se mai repară nimic. Nu, deci, gen, eu mi-am desfăcut duba, mi-am desfăcut tot bordul la dubă și m-am chinuit după aceea vreo 3 zile să-l pun înapoi, dar tot l-am rezolvat. Și mai ai jumătate de mașină în casă, practic. Nu. Să știi că mașinile vechi puteau, prima mea mașină, eu am desfăcut-o și am făcut-o la loc de două ori, nu singur, cu ajutor, dar am făcut asta, se puteau repara. Era o mașină fabricată în 80. Da, ai desfăcut o mașină și asamblat două. Nu, mergea. Dar după aia, prima dată când s-a stricat CLO, în anii 2000, am desfăcut capota, m-am uitat la capota, am pus-o la loc, că mi-am dat seama că nu am ce să, nu mai știu ce să fac acolo. Bună dimineața, Mărioara. Bună. Da, bună dimineața. Neața. Ce obiect s-a stricat? Ia, povestește-ne. Da, nu mi s-a stricat nimic, am o mașină de spălat, da? Are 60 de ani. Nu există. Mulți înainte. Cum 60 de ani? Ce marcă e? Vai, de mine nici nu știu. Nici nu se mai vede scrisul. În momentul ăsta am umplut-o cu rufe, da? Și merge, da. Ne-o dați la telefon? Da, îmi pare rău că nu vă... S-o auzim cu... Puginită, merge de numai. Ca să cumpăr asta, am vrut că fiica mea mi-a zis, cumpără mămica alta că-ți trimite o banchea aici pe înătate. Niciodată. Zice, dar nu s-a stricat mașina aia? Nu. Sigur, a chestiei că mai la stor, ea sare în sus. Și mă așez pe ea, păsit, până soarte. Doamne, sunteți delicioasă! Da. Ce drăguț, mulțumim că ne-ați sunat. Dar vă rugăm frumos să aflați numele, adică marca mașinii și să ne trimiteți un mesaj cu marca asta cumva, că vrem să știm. Iulian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Eu mi-am cumpărat de la reprezentantul de la Mercedes un G, la exact a fost modelele alea când au apărut. Și exact după 5 ani, când aveam 100.000 de kilometri, exact când ne-a ieșit din garanție, aveam 100.001 de kilometri, m-a lăsat senzorul de presiune de pe cutia de viteză. Aha. Bineînțeles că costurile a trebuit să le suport eu. Da, logic. 3.000 de franci. Ma. O să și în Elveția. Scumpe, deci, în Elveția, nu? Aha. După care n-a durat încă jumătate de an, mi-a căzut bateria aia sexy. Uh-huh. Start and stop. Da. Start and go. Da. Uh-huh. Și aia m-a costat încă 1.000 de franci. Vă spun sincer, am vândut mașina după aia. E normal. Da, foarte bine ai făcut. Mulțumim, nu vă mai luați mașini scumpe, fraților. Mașini ieftine. Sunt companii cu care să ne deplasăm. Sunt companii care iau un leasing mașini cât ține garanția. Da. Și în momentul în care când se apropie ieșirea dintre noi de garanție, le dau, le schimbă. E leasingul la operațional, dacă da, nu știu, fac într-un fel. Ca să nu aibă probleme. Da. Radu, mai avem fix un minut. Salut, Radu. Mă bucur. Salut. Sunt pensionar inginer de proiectare, cercetare. Și am o mare plăcere pentru că am fost premiant și la liceu și în facultate întâlnat cu 10 la mecanici. Da. Vreau să modific motoarele vechi, să le fac mai poluante, am brevete, 3 brevete. Dar am achiziționat niște dați vechi. Îmi pare rău, dar să știi, îmi pare rău, se aude atât de rău încât mulțumim că ne-ai sunat. Mulțumim, poate vorbim altă dată, nu... Nu. Atunci, uite, mai avem un mesaj. Am avut un robot de bucătărie, l-am schimbat de două ori. A treia oară am cerut diferența de bani. Dorina Timișoara. Mm-hmm. Și ți-au dat diferența de bani. Probabil. Da, uite, ți-au dat banii. Consumeriștii ăștia mai au și țepe, că ne spune Augusta din Arad că i s-a defectat ecranul laptopului cu exact 5 zile înainte să îi se termine garanția, că e greu și ăștia să o facă la fix. Și au fost nevoiți să îi înlocuiască pe garanție ecranul, însă ulterior a lăsat o bateria. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.